Proaspăt înființată, organizația de tineret a PNCC de Mehedinți trece la fapte. În fiecare lună va fi organizat câte un eveniment care să vină în sprijinul adolescenților. Pe 21 decembrie, pe strada Crișan, copiii vor putea să-și întâlnească personajele de poveste preferate. Se va desfășura între orele 16:20 pe strada Crișan, în dreptul casei tineretului, unde așteptăm toți severinenii să fie alături de noi. Pentru că evenimentul va avea loc în preajma Crăciunului, tinerii creștini-democrați vor da viață unor personaje de poveste, de desen animat sau chiar lui Moș Crăciun. Va fi o acțiune în care vom încerca să aducem bucuria pe buzele copiilor. Ne vom costuma în Moș Crăciun, în Mickey Mouse, în tot felul. Vom încerca să creăm atmosfera de poveste și vom împărți, vom da copiilor câte o bomboană, o ciocolată, o chestiune de genul ăsta. Vom încerca, în general, să creăm o atmosferă de poveste pe Crișan, în parc. Sper ca toți să venim să vină alături. Ne va fi o seară frumoasă și o călduroasă, deși poate va fi frig afară. Organizația de tineret a Partidului Național Țărăniți Creștini Democrat a luat naștere în urmă cu 2 săptămâni, însă membrii partidului speră ca până în luna februarie anului viitor să înființeze 15 organizații în județ.